Salutare, prieteni! Astăzi, alături de Vili, vărul meu, mergem la un concert la București, la Opera Națională, și în drumul nostru spre București am oprit la un restaurant iubit de el, la care am mai mâncat și eu odată cu familia, la un restaurant de pe centura Buzăului. Un restaurant foarte, foarte mișto, cu mâncare bună și foarte frumos, așa arată într-un mod foarte frumos. Mergem la București, un pic o să vedeți câteva imagini la concert și câteva imagini cu ceea ce am făcut astăzi. Ciao! Seara, oameni buni, suntem la Opera Națională București, suntem la un concert de gală. Ținuta nu este neapărat cea mai specială, dar haideți să mergem la Opera Națională București. Dar înainte de astea, am uitat să vă spun, am filmat niște imagini cu drona, ca un țăran veritabil ce sunt. Am ridicat un pic drona aici să văd și o București de sus, să vede un pic și Casa Poporului. O să vedeți acum, în timp ce vorbesc, Casa Poporului noaptea de aici, un pic orașul. Mergem, hai! Hai! Băi, dincolo de concert, dincolo de orchestră, dincolo de interpret și așa mai departe, dincolo de oameni cu care m-am întâlnit, și apropo am făcut și o poză cu domnul maestru Horia Moculescu, plus alții care erau pe aici, dar dincolo de toate acestea, ce mă impresionează foarte mult și pentru mine e o seară câștigată, este legat de clădirile astea făcute, nu știu, cred că pe timpul lui Ceaușescu sau poate și înainte, nu știu exact când, dar sunt foarte speciale și îmi dau impresia asta, cel puțin la Ateneu. Îmi dau impresia că, băi, noi dacă am încercat să mai facem o sală de genul, nu cred că o să mai fim în stare să facem o asemenea sală, atât de frumoasă, cu atât de mult bun gust, cu atât de multe detalii. Și sala asta, dă un pic pe sala așa. Și sala asta e foarte frumoasă, foarte mare. Lojile alea foarte frumoase. Candelabrul ăsta care e imens, dar acum pe filmare nu zic chiar așa mare. Dar deci nu știu, avem și un toată clădirea așa, un fel de nu muzeu, e mult zis muzeu, da, cât un bust, costume de astea, nu știu, din alte vremuri sau și așa mai departe, valoroase. E foarte frumos și mă impresionează istoria noastră. Deci avem o istorie deosebită. Hai să vedem despre ce e vorba aici. Ciao!
Thank you so much. Bună seara, suntem alături de maestru Andrei Tudor. Maestre, vreau să vă felicit pentru concertul din seara aceasta. Bună seara, mulțumim frumos! Și vreau să vă pun două întrebări foarte simple. Prima întrebare sună cam așa. Eu am doi copii și cei care nu poate au copii la rândul lor. De ce este important ca un copil să învețe muzică? Ce se naște în inima unui om atunci când ia contact cu muzica și de ce e importantă muzica pentru om? Cu un instrument în casă, eu cred că ai o copilărie foarte frumoasă. Orice instrument îți devine un prieten drag și este ceva foarte important ceea ce muzica dezvoltă, inteligența emoțională. Și o a doua întrebare, mulțumesc frumos pentru răspuns. O a doua întrebare este pentru dumneavoastră într-un mod special. Care a fost cea mai memorabilă experiență din domeniul ăsta muzical? Sunt prea multe adunate, prea multe adunate. Acum, în acest moment, îmi vine în minte un concert cu Aura Urzicianu la Sala Palatului, la Sala Mică a Palatului, încă două concerte cu Aura Urzicianu, niște experiențe absolut minunate. Mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Vă urez succes în cariera noastră și vă apreciez foarte mult. Să ne revedem cu bine. Mulțumesc!